Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 24 iunie 2023. Toate datoriile tale sunt șterse. A șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră. Coloseni 2, versetul 14. Când cineva este arestat pentru o crimă și adus în sala de judecată, judecătorul va spune: acuzațiile împotriva ta sunt... În acel moment, avocatul speră să poată îndepărta acuzațiile. Ei bine, Dumnezeu are o evidență a fiecărui păcat pe care l-ai comis de când te-ai născut până ai murit. Acolo sunt detaliate toate deciziile proaste pe care le-ai luat, toate faptele pline de ură, atitudinile de neiertare, prejudecățile, lăcomia, pofta, minciunile. El le-a consemnat pe toate. Dar tu nu ai văzut acest dosar și nimeni altcineva nu l-a văzut, pentru că El ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Scrie în Coloseni 2, versetele 13 și 14. Știind foarte bine că prețul pentru păcatele noastre era moartea, Hristos a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Ne asigură 1 Petru 3, versetul 18. Să reținem cuvintele a iertat și a șters zapisul păcatelor pe care le-ai comis. La cruce, în momentul apariției credinței, Dumnezeu ne ia toate păcatele și le pune în contul lui Hristos. Și în același timp ia neprihănirea lui Hristos și o trece în contul nostru. Există o limită a dragostei lui Dumnezeu pentru tine? Nu. David, care a comis adulter, nu a dat de ea. Nici Pavel, persecutorul creștinilor, nici Petru, care s-a lepădat, nici tâlharul de pe cruce. Și te asigur, nici tu nu vei ajunge la capătul iubirii lui. Când Iisus a strigat de pe cruce, s-a isprăvit. Dumnezeu a scris plătit pe deplin peste fiecare păcat pe care l-ai comis vreodată. Cuvântul îndreptățit înseamnă ca și cum nu aș fi păcătuit niciodată. Astăzi, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru dragostea lui pentru tine.